Încep prin a vă spune cât de mult regret situația pacientului de la spitalul de Arș. Și cu siguranță vinovații vor răspunde. Poliția Capitală este acolo deja. Dar dincolo de asta, ce aș vrea să subliniez este că nu putem învinovăți întregul personal medical. Dincolo de problemele grave de management, de insuficiența personalului, ce trebuie spus este că este inacceptabil ca după 6 luni de la colectiv noi să nu fi învățat nimic. Spitalul nu oferă condiții proprii pentru pacienți și pentru personalul medical. Singura măsură rezonabilă pe care am luat-o în considerare de mai multe ori în ultimele luni este închiderea spitalului și transferul activității într-o altă unitate. Este o măsură pe care, cum spuneam, am luat-o în considerare de mai multe ori, de 3 ori, pe care am discutat-o îndelung, ultima dată săptămâna trecută. Dar concluzia la care am ajuns este că nu putem închide întreg spitalul. Ceea ce am făcut este să închidem, să suspendăm activitatea UTS-ului, ceea ce înseamnă că pacienți cu arsuri grave au fost redirecționați. Măsurile pe care le avem în vedere, una deja am sugerat-o și este în fruntea listei mele de priorități. Este relocarea spitalului. Dacă acum are loc o explozie undeva în țară și avem mai mulți răniți, unde îi ducem? În străinătate. Nu avem capacitate. Acum, dacă vin 5 pacienți în plus, avem o problemă gravă ca țară. Iar această situație este inacceptabilă.